Se reia discuția despre scoaterea marilor magazine din centrul marilor orașe. Un parlamentar spune că în acest fel producătorii români își vor vinde mai ușor legumele și fructele și locuitorii vor scăpa de aglomerația din trafic din apropierea hipermarketurilor. O idee respinsă de reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale. Au obținut avize și au construit sensuri giratorii la deschiderea unui mare magazin, iar produsele românești se găsesc deja pe rafturi în urma unor parteneriate de distribuție cu fermierii locali. Inițiativa unui parlamentar prevede și că supermarketurile vor trebui amplasate la distanță de cel puțin un kilometru de piețele alimentare. Dacă ideea se va materializa, atunci retailerii vor avea termen de 2 ani, de exemplu, pentru a-și reloca magazinele. Problema apare în cazul lanțurilor care dețin pământul pe care sunt amplasate unitățile. Proiectul este susținut de Ministerul Agriculturii, care dorește amplasarea lanțurilor de retail în zone cu densitate redusă a populației.